Pe data de 28 februarie, cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș vor derula mai multe acțiuni pentru a marca Ziua Protecției Civile. Astfel, se vor desfășura mai multe activități cu tematică specifică privind popularizarea și conștientizarea populației, fiind avute în vedere riscurile specifice județului nostru, reducerea lor, precum și modul de comportare în diferite situații de urgență. Mai multe amănunte despre acțiune primim de la locotenent colonel Adrian Păduraru, inspectorul șef al ISU Barbu Știrbei Călăraș. Pe data de 28 februarie se marchează Ziua Protecției Civile. Ce acțiuni vor fi derulate sau dacă vor fi derulate acțiuni la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călăraș? La 28 februarie anul acesta, împlinim 87 de ani, Ziua Protecției Civile. La nivel național s-au dispus măsuri privitoare la mai multe acțiuni pentru sau în jurul acestei date. Anul acesta s-au dispus măsuri de a avea acțiuni pe durata a unei săptămâni întregi. Sunt acțiuni de informare a populației privitoare, odată pe partea de protecție civilă, fiind Ziua Protecției Civile, dar, bineînțeles, și pe partea de apărare împotriva incendiilor, pentru că sunt strâns legate. Acum, fiind situația la momentul actual, la nivel național sau la nivel mondial, putem să spunem, vis-a-vis de acest virus, coronavirus, desfășurăm acțiuni de informare preventivă și privitoare la acest aspect. Prin coordonarea prefectului județului și a Direcției de Sănătate Publică, desfășurăm aceste activități pentru informarea populației în acest domeniu. Știu că an de an la dumneavoastră, la sediul unității, veneau copii de Ziua Protecției Civile. Anul acesta veți mai face acțiuni cu cei mici? Anul acesta cu cei mici nu o să mai facem, dar odată cu trecerea, au fost suspendate aceste acțiuni, dar odată cu trecerea și acestui virus, probabil o să reluăm această activitate, astfel încât cei mici să se bucure de prezența noastră și a celorlalte instituții cu care colaborăm, să putem să informăm cât mai mult pe aceste domenii de activitate ale noastre. Ați adus în discuție problema infestării cu coronavirus. Reprezentanții dumneavoastră, reprezentanții ISU, derulează în momentul de față campanii de informare, de prevenire pe acest subiect? Da. La momentul acesta, echipajele noastre de intervenție din cele 8 subunități distincte ale Inspectoratului din județ, în fiecare zi desfășoară aceste campanii, v-am spus, și legate de protecția civilă, apărare împotriva incendiilor, dar și legate de măsurile profilactice stabilite prin Direcția de Sănătate Publică și la nivel național prin Ministerul Sănătății și DSU. Informăm, încercăm să ajungem în toate localitățile județului pentru a face o informare cât mai amplă și mai corectă a situației. În situația aparițiilor cazurilor de coronavirus, sunteți pregătiți să interveniți? Am văzut că de curând ați avut o intervenție pentru acel suspect de infectare cu coronavirus. Da, la nivel național au fost dispuse măsurile specifice privind aceste aspecte. La nivelul județului, prin coordonarea prefectului județului Călăraș și a Direcției de Sănătate Publică, sunt stabilite măsurile în astfel de cazuri. Am avut, într-adevăr, acea intervenție cu o persoană venită din Italia, din Milano. S-au aplicat aceste măsuri de protecție, a fost dus de la domiciliu la Spitalul Județean Călăraș și au fost recoltate probe. Acestea au fost trimise, după cum se știe, la spitalul în București, la Matei Balci, rezultatul fiind negativ.
nu s-a mai întâmplat nimic, rămâne partea de izolare, autoizolare la domiciliu, sub supravegherea Direcției de Sănătate Publică. Dacă o să mai fie astfel de cazuri, prin 1-2, prin Direcția de Sănătate Publică, suntem anunțați. La momentul acesta dispunem de echipamentele și mijloacele necesare, astfel încât să intervenim în astfel de cazuri. Populația nu trebuie să se alarmeze, este o procedură normală, nu sunt probleme majore la momentul acesta, nici la nivel național, nici la nivel mondial, totuși. E o viroză, un virus. Ministerul Sănătății și DSU se ocupă, sunt măsurile luate, sperăm să nu fie nimic altceva mai grav.